Am revenit, frățiori și surioare, sunt tot Marin Stelistu, am fost întrerupt de un telefon și nu am putut decât să opresc filmarea, că aveam ceva de vorbit. Îmi pare, încă o dată îmi cer scuze. Acum să chiar să îi dăm drumul la meci. Hello and welcome to this broadcast of this international friendly. Today it's Romania against South Africa. The game, of course, under floodlights this evening. Time that we went straight to the Veltins Arena. Your commentators, Clive Tilsley and Andy Townsend. It's a friendly international by name, but it's a dress rehearsal really for crucial competitive games ahead. We're not far away from the big ones now. No, we're not indeed. Of course, that is in the back of the mind. First and foremost, though, these players have been given a chance to show the boss what they can do. They have to take it, then they can concentrate on those big games around the corner. Sunteți români. Ce să vă spun? Am bătut pe Turcaliz, i-am rupt. A fost frumos meciul. Foarte frumos. Banane, banane le băgăm. N-au să fie cu noi. Hai. Rusescu atacă, Rusescu. Alex Rubel. Pap, 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 pap. Trebuie să mergea pap. Can't lose possession. Alex. Alexei. Alex, pentru banii aici. Urată la mingea. Nu cade. Fie să fie pe picioare, când se urcă fort. Oceanu. 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 Face puțin mișto de ei. Șut. Pe lângă poartă. Dacă trage pe poartă, dacă vroiam. Hai să mă redau gol. Oricum sunt sigur că îi batem. Avem rău de tot. Bun. Alexei. Pap, Tănase. Vine Tănase. 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 Jut, Tănase. A reușit Tănase. Alexei. Oceanu. Alexei. Alexei. Offside? Nu. Alexei, shoot, shoot. Fără mingea. Oceanu. Bine, bine. Cardoș. Some of the best players in the English league now are African players. Some of the best players in the French league have always been African players. Or African players in the Spanish league, African players in the Italian league. They can compete at the top level. What is it going to take for an African nation to make an impact on the world stage? I think they're having an impact, that's for sure. Hai băieții mei, hai, ce faci acolo? Around Europe and how good they are. These aren't just squad filling players, these are players that are happy to go and get starting positions in some of the very finest clubs anywhere in the world. I think they are having an impact and I think they're moving forward. I think their own leagues obviously have to be improved, standards, facilities, etc. are now gradually being dragged forward. I don't think it'll be long before we have an African nation club really knocking on the doors of winning something. That's an exciting prospect. He's beating men at will. They don't have a clue how to stop him at the moment. Alexei, dispossessed. Dikakoy. Really good move this. What can he do here? Nimic, mă! Hai! Hai, pa! Lusescu! Eu uite ce pot fac. Hai, băieți, hai, băieți, hai, băieți, hai, băieți, 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 băieți
Aolo, și tu zrupi picioarele, mă, ce ai, mă, ai făcut întindere, ce aveți, mă? Ce aveți, mă, că s-a saturat și tribunele de voi. Ce aveți, mă? La Tocnevici a ajuns tot mai pe partea asta, mă. Mamă, mamă, ne simțiți-vă ce se vedeți. Lusescu, lei. Treci, treci, șutează, fă ceva, dă gol, dă de la naiba. Vară, vară, gol, extraordinar! Gol Rusescu! Gol Rusescu, frumos! Păi așa vă vreau, mă, băieți, mă, ce faceți, mă? Păi chiar în halul ăsta. They knew exactly what they were doing the moment they got the ball. Well, they looked vulnerable, didn't they? From the minute that attack started, I thought they could end up with a goal. Uitați și dumneavoastră cât de frumos s-a putut să tragă. Portarul se gândea la banani. Physio here is just making sure that he's not. Să-i dăm drumul la meci în continuare. He wants to be certain that he's not going to do more damage. Yes, vitally important. Hai, va veni pofta de joc. Tot Rusescu. Rusescu ia încearcă, mă, de la distanță. Haide, pasă la ăsta. Opa! Șut, Popa! Apără portarul! Extraordinar! După Rusescu! Hai, Tănase! Fără faul, Tănase! Puși pe el! Nu lăsa! Din nou latul! Hai, latul! Vrei cu mingea! Bun! Alex! Rusescu! Întoarce Rusescu! Partea stângă! Șut! N-a mers! Pap. He's a strong runner with the ball. They referee. Pentru mine prima vizită de doar prieten. Un banani nu este cum trebuie să fie mai slab. Hai, începem a doua repriză. Nu mai așteptăm. So we reach half time with a score of 1-0. Let's take a look at the highlights from that first half and then we'll be straight back to your commentary team for the rest of the game. Bună poziție, 59, 51 la 49, bun, merge. Hai, mai departe. Both managers will have considered changes of one kind or another Alex. During the break. We're about to find out what they've been up to. Borchan. Borchan. Urcă Borchan. 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 Shoot! Shoot Borchan. Gol Borchanu! Gol! Gol Borchanu! Păi bine, mă, ăsta, mă, să fie el mereu pe toate căile de acces, mă. Să vă învețe ăsta fotbal, mă, băieți, mă. Vedeți dacă ăsta e cu minte, ăsta nu se duce la femei. Nu se duce la pizde, nu? Nu place și lui dădea la bucă, să dea la femei, a lui la toate bombile. Bun, 2-0. Început bine, de repriză. Băi, să nu dai faul că te ia mama lui Ștefan cel Mare. I-am bătut pe turcaleți. Aoleu, n-am mai fost Marin Stelist, am fost Marin Viteazu în loc de Mihai Viteazu. I-a bătut și Mihai Viteazu de arup. Hai băieții. Turcaleții îi învârteam, uite cum îi învârt acum pe ăștia. Hai, hai că nu mai știe de ei. Hai. Lato, tu ce dracu cauți pe partea aia? Treci partea ta înapoi. Ce, vrei și tu gol? Hai, trage și tu. Dacă dai și tu gol, ești profesor. Hai, șut! Apără portarul, doar, dragi prieteni. Prieteni și prietene. Bun. Hai să dăm corner. Să schimbă ăștia. O, lău, câte doi. Le e frică, le e frică. Că a venit Marinică. Că ne mai frică încă una mică. Cap, șut, portar, gol. Oh, lău, peste poartă, corner. Frumos, foarte frumos, băieți. Dragi prieteni, dragi prieteni. Meci tensionat. Alexe, centrează Alexe. Cap! Gol! Papu Palar, tata pe el! Gol, gol, gol! Papu Palar, tătuțu pe el! Așa vă vreau, mă, băieți, mă! Uitați și dumneavoastră cât de frumoasă centrarea! Gol! Perfect sănătos pentru familia mea! Încă o dată, de ăștia la arelor cât sunt goluri frumoase! Așa vă vreau, mă, băieți! Păi ce facem aici?
Ori jucăm, ori nu mai jucăm. Ori suntem fotbaliști, ori suntem... Știți voi. Dar nu pot să spun că... Am o fetiță și să n-audă că vorbesc cu ăsta în casă. Cred că mai dură așa cât un pic când e atent. Hai, hai băieți! Tănase, hai că bomba! Tiribomba, știi să dai iar cu bomba! Hai, hai, hai Tănase, șut! Șut Tănase, șut! Șut! Gol! Tănase! Ia, zăpăcim pe baronier, nu mai știe de ei! Băi băieți, bă! Reveniți-vă, bă! V-a luat, v-a pus Tănase în lumea viselor, viselor! Așa băieți, lui tata! Așa! Trebuie înapoi acolo la banan! Hai! La mai mult, la mai mult, mai multele acolo, la mult! Vreau și cum să spun! Ales ce este! Mă, băi! Rusescu! 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 Dă-i tu gol! Hai să-i dăm mai așa, mai frumos! Rusescu, șut! Pe aia lângă poartă! Putea să trag greu pe poartă! Și să schimbă ăștia, schimbă jucătorii, antrenorul ăștia, ca la Verdum! A? Păi da, cum să? Schimbați-vă, mă! Schimbați-vă de caracter! Dar statică, sunt aici, concentrat! Mai vorbi! Dar în gură, să batem aici! Hai băieți, hai! Păi, pe mama lor, hai! Gardos, Mățel, ia vezi Mățel, dă-i lui Popa acolo. Hai Popa. Hai, Alexe, Rusescu. Hai băieți, hai Rusescu, hai că și de la tine vreau un gol. Hai cum îți place ție. Șut! Gol! Rusescu! Frumos! Vine Rusescu! Și-a revenit băieții mei. Așa am mâncat var, tata, pe voi. Ce facem? Ne dăm clasă la băieți? Așa, nu vă lăsați. Păi, 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 pe malul. Bă, stai acolo. Auzi, s-au îmbrăcat în verde. Îmi mănâncă vacă. Hai, pa! Alexe, hai mă, dă-și tu un gol. Pă-te al dracu. Alexe, Alexe! Șut, Alexe! Gol, Alexe! Dar și-a rupt piciorul, Alexe! A făcut întindere, ce-a făcut! Aoleu! Hei, cam așa ceva se joacă, dragii mei! Prieteni, cam așa ceva! Stai să-l schimb pe Alexe, că nu mai putea de picior! Ia uite-l! Aoleu, și Chiricheș, ce-ați făcut? Aoleu, ia să vedem pe cine schimbăm! În locul lui Alexe! Îl luăm pe Alexe și băgăm pe Săpunaru. Nu că ăsta face clăbuci. Băgăm pe Torș, cu toate că nu e bine pe acolo. Ia să vedem pe cine mai... Hai, Maxim. Să-l băgăm în locul lui... lui... Popa ăsta că... Nu prea îmi place mie de el. Chiar dacă e de-al meu. Chiricheș, mai lasă-l, că mai poate. Așa, ia să vedem. Hai băi. Da, se zără, nu vine să cred. Se fătruzi rău. Bă. Borcine. Borcine. Bun, pap. Borceanu, pap, 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 pe palar tata pe el. Băi, băi, bun, frumos. Hai mă să intre și Emi, mă. Ia dă-mă mingea afară, hai. Intre și Emi, că să duce timp. I didn't think we'd see the last of this guy. His injury wasn't too severe after all. Let's just hope Clive is perfectly okay. Don't want to be limping around for the rest of the game. Așa, Adi Pop.
Uite la vestiare, cu un duș. Așa, cu un duș rece. Hai cu Gabi. Steven Pienaar. Hai. This game has just three more minutes to run now. It's quite unusual these days to see a game where there is such a gulf in class. Pap. Te-ai învățat la golul, ia? Nebunule ce ești. Nebunat. The referee has decided the amount of injury and stoppage time there is here. Hai, Tănase. Nu mă, Tănase, dar... Vreau mai nebun pic. A venit. Apoi. Și cam asta a fost. A terminat meciul, dragi prieteni. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Sper să vă placă și vouă. Dacă aveți sugestii și ceva, puteți să-mi spuneți. Ne bucurăm împreună. Auzi, Tata Drușanu are mânușile roșu-albastru. Se vede că tot Steaua ține. O stelist adevărat e, mă portare îmi pare rău de tine, tot trebuie la vestiare, fă un duș, bea un șpriț, o bere, ceva, trece, totul, viața e spinoasă, totul e trecător, mergem înainte băieții mei, cam așa a fost meciul, hai să vedem și câteva faze, să trăiți domnul arbitru, domnii arbitri, ați fost de treabă, fără cartonașe, fără aia, da. Ia să vedem câteva faze. Deci câteva faze. A, uitați aici ce frumos. Hai, cam asta ar fi tot meciul. Eu o să vă doresc o zi bună. Multă sănătate la toți prietenii mei. În special cu Creeper Gamer K4 sau nu știu cât are. El m-a învățat să fac filmări de-astea, sunt la început, îmi cer scuze dacă nu fac comentariile cam cum trebuie, dar pentru început sper să fie bine. Vă mulțumesc încă o dată și o zi plăcută să aveți, multă sănătate, că e mai bună decât toate și cam asta a fost totul. La revedere, să vedem și faza asta. La revedere!